Salutare lume, prietenașul vostru Squid Fishman aici, pescarul de serviciu, astăzi, astăzi vreau să identificăm împreună, nu vreau să identificăm, că nu putem să identificăm împreună, că eu mă chinui nu știu câți ani să identific un pește și habar n-am ce-i. Haideți să-l vedem puțin de aproape. L-am prins în minciog. Când am ridicat minciogul din apă, era prins, vedeți, are două dungi negre, probabil s-a rănit puțin acolo. Nu știu ce pește e ăsta, am crezut că e guvid de apă dulce, dar sub nicio formă nu e. Am prins și când eram copil. Ia uitați, ce mama lui de pește e ăsta? Are coada rotundă, deși e despicată puțin acum. Gura foarte mare și două înotătoare dorsale. Văd că are o înotătoare aici ca un guvid. Dar nu e guvid, adică credeți-mă că nu e guvid, cunosc guvizii foarte bine, este mult mai mic, are gura mai mare, deci este mult, mult mai mic și are un colorit specific, acum nu se vede foarte bine și se face negricios așa. Când eram copil, mergeam cu un pescar de aici, rămâneau niște bălți după ce creștea prutul, după ce venea prutul mare și inunda zona, rămâneau niște bălți în care rămânea caras, crap, eu știu, și tot fel de peștișori, printre care și peștile astea, și îl prindeam noi cu năvodul, ne chinuiam noi acolo, na, eram copil, mă lua, nu știam eu ce-i cu mine. Și prindeam destul de mulți dintre ăștia, cel mai mare cred că erau aproape cât palma, destul de grăsuni, negri. Și am mai prins așa, tot la fel când venea prutul mare, mă uitam să văd ce pești vin în mal, când înainte să plec acasă, dădeam cu minciogul așa, pac, și trăgeam în mal să văd, prindeam obleți, tot felul de chestii, bineînțeles că îi liberam, nu aveam ce face cu ei, e doar curiozitate pescărească. Și am prins și câțiva dintre ăștia, deci pur și simplu nu știu ce pești, am dat lângă mal cu viermișori, cu râmă, cu tot ce am dat, la tot ce am dat, niciodată n-am prins un asemenea pește în uniță și nici n-am auzit pe nimeni să prindă. Ia uitați-l. Vedeți? Un guvid ar fi fost mult, mult mai lung, mai subțire. Adică știți foarte bine cum arată un guvid, n-are rost să vorbim despre asta. Dar nu știu ce, pare a fi un pește preistoric. Ceva. Ok, haideți că o să-l eliberez, că vă dați seama că nu vreau să-l țin. Din păcate nu ajung la apă, așa că o să-l arunc puțin. Da, e bine, e bine. Ok, ați avut un film de low light. Dacă știți despre ce e vorba, vă rog, nu ezitați să-mi spuneți. Este seara, așa că trebuie să ne pornim, să mă pornesc spre casă. Ceau, prieteni! Nu uitați de subscribe, mai vin filme de asta, mai vin. Ceau!